După o absență de 15 ani de pesimeze, Carolina Iacob revine cu o expoziție personală. La Galerie de Artă a Cercului Militar Național, artista invită privitorii în universul picturii de factură suprarealistă. Zeci de tablouri și tot atâtea viziuni fantastice despre realitate. Pictorița Carolina Iacob se consideră un colecționar al imaginilor din mediul înconjurător. Pe pânza albă de pe șevalet, le transformă însă în imagini ale sufletului. Simbolurile sunt folosite pentru înfățișarea unor lumi în care predomină candoarea, veselia sau sensibilitatea în fața frumuseții naturii. Din această perspectivă, pictura Carolinei Iacob se deosebește de viziunile tenebroase ale inconștientului asociate curentului suprarealist. Obiecte fără viață, precum viorile sau ceainicele, sunt însuflețite de artistă și transformate în personaje care zâmbesc. Copilăria este una dintre temele sale favorite. Ea este evocată în portretele de copii, dar și în picturile inspirate din basme. Mesajul ecologist a fost inclus și el în tematica expoziției. Carolina Iacob este absolventa Institutului de Arte Plastice Nicolae Grigorescu în anul 1964 și a studiat pictura sub îndrumarea profesorului Alexandru Ciucurencu.